Nici nu s-a așezat bine la masă, că dansatoarea Emi a și fost luată la întrebări de doamna Saveta. Draga mea, acum tu ce cauți? Veronico, ia-te-o. Păi ce ton de pace? Ei deja s-au împăcat acum. Am venit să văd ce gătește ea aici. Așa, da. Să știți că acum se rezolvă problema. Ia fi la fiore până aici. Ia uite, mă, mi-ai ascultat sfatul, te-ai făcut pomul brav. Dar să știi că până sus trebuie. Viorel și-a făcut datoria de gazd, așa că i-a adus frumoasei dansatoare un castron cu ciorbă și o lingură. Bună, a făcut un bol. Tu ai făcut-o? Da. Singură? Da, singură. Foarte bună ai făcut. Mulțumesc. E foarte bună, vorbesc serios. Nici n-am mâncat nimic astăzi. Nu ați mâncat. Așa că, da, fix. Viorel, te bucur mult că a venit Emi în vizită? Da. Deci, să nu mai zici, să pricepe și la mâncare. Ciorba a făcut o vulpiță? Vulpița a făcut ciorba, el a făcut carne. I-am spus că se... carne. Da, asta a ars-o el, dar... Păi da, dacă era în singur acasă și... Nu, dar dacă nu aveam și mașina băgată la spălat. Dar mașina învârtea singură. Păi și... Era oprită, și colo și colo trebuia să mă împart. Ca nu cumva Veronica să se supere din nou pe Emi, dansatoarea a încercat să stea chiar ea de vorbă cu soția lui Viorel. Să știi că un pupic pe obraz nu înseamnă nimic. Eu, de exemplu, de câte ori merg la muncă sau oriunde, cu persoanele dragi, o cunoștință, totdeauna noi ne pupăm pe obraz. De ce ai fost gelos? Zi-mi și mie. Că s-a pupat pe obraz. Uite, ca să nu mai fii gelos și acum o pup. Hei, lasă fata, pace! Uite! Hei, pleacă de lângă ea! Că s-a supărat! Lasă-l în pace! Lasă fata în pace, băi! Ai spus că te-ai împăcat cu vulpița ta! Păi și dacă am... Ce dă de vârf pe ea? Păi vezi că te-ai scandal și tu? Dar dacă eu am pupat... Uite așa! Dar dacă eu am pupat-o, ce? Am făcut ceva rău? Bă, n-ai făcut nimic rău, dar nu trebuie să te apropii de fată! Lasă fata în pace! Voi v-ați împăcat, vezi de drumul tău! După ce au gustat preparatele gătite de cei doi soți, Saveta Bogdan și Dima Trofim au fost nevoiți să se retragă. Pulpările, stați, doamna Saveta, îți mulțumim pentru cărniță alea copac. Și cam așa. Pulpița, mulțumesc foarte mult. Dă-ți-te pupiul acum. Pe obraz. Așa, îți mulțumim frumos pentru ușa pregătită. Hai, și eu. Extraordinară. Noi, doamna Saveta, trebuie să fugim la registrări mai departe. Da, uite. Aude, fii atentă. Mortalizează momentul. Acum s-a produs împăcarea. Nu te mișca, te implor, să nu te miști. Nu te mișca. Vulpoile. Gata, plec. Aici e mâncarea. Ne-a părut foarte bine, mâncarea e foarte bună. Mâncarea foarte bună. Vreau să vă înțelegeți, vreau să fiți fericiți, nu să vă ciondăniți acum că o țin el în brață sau că a pupat-o pe braț, nu știu ce. Mă țin mai sus în brațe, nu m-a ținut așa. Așa e. Noi vă lăsăm să fiți sănătoși în casă nouă și fericiți, dragă, să n-aud că vă mai certați. Da. Nu, de certa, nu ne certăm. Vă mulțumim pentru sfaturi. Hai, îți mulțumim și noi. Aveți grijă de voi. Să auzim de bine. Vă mai așteptăm pe la noi. Vin cu drag, cu drag, cu drag. Stai să-mi iau asta. Eu rămân să mănânc ceva. Da. Rămâi. Poftă bună. Să trăiți. Succes. Înainte să plece, Dima Trofim a dorit să facă o poză cu soția Vulpiță. Mulțumesc mult că ne-ai invitat la tine. Te mai chem. Da. Promitem. Da. Așa. Ia, vezi că el nu-i gelos. Vezi, bade palma. Am bucit, bade palma. Vă pupăm. Vă mai așteptăm. Veronica și Viorel și-au condus oaspeții în timp ce frumoasa dansatoare i-a așteptat liniștită la masă. Acum mai ești gelos dacă stau vată-vată cu Emi? Lasă că tot ești lângă mine. Da, mă mut pe scaunul la altul. A, vrei să te pui în față, în față cu mine? Ce vrei să-i spui Emi de ieri? Hai că te-am văzut puțin. Da, știu că am plâns că ce-am văzut, că și el a spus că nu știu să fac nimic și eu zic că am făcut aseară. Cum ai sunat aseară, am văzut apelul, dar eu am fost la muncă și n-am putut să răspund că ți-aș fi răspuns, să-ți dai seama de ce să nu-ți răspund. Da, tu de ce m-ai păcălit? De ce m-ai păcălit, Viorele? Aici o să stai, Viorele, singur, nu m-am interesat. Dar de ce nu mi-ai spus, Viorele? Asta ți-a fost o surpriză. Da, puteai să-mi spui. Am vrut să-ți fac o surpriză. Hai, uite ce drăguț a fost. Am vrut să vorbesc cu ea. Romica, crezi că Viorel te minte? Da. De ce putea să-mi spună și mie, dar nu putea să mă mint. Că s-o supăr după tine, Viorel. Auzi, asta a fost o surpriză. Nu ți-am spus?
Însă și Veronica a avut o surpriză pentru soțul ei. Și când ai să rămâi tu singur? Cu Emi. A fost o surpriză. Doamne, e roșie. Surpriză neplăcută. E roșie ce mi-am făcut? Așa. Ce-am făcut? Când? Ce te interesează pe tine când și cum? În momentul de față, ăsta se va șterge de aici. Nu se șterge. Nu se șterge? Nu? Vrei să-ți arăt eu ce se întâmplă dacă nu se șterge? Da, ce vreau să-i tai mâna. Dar ce are eu ce atunci? Ți-am zis? Eu ce am zis? Asta e? De la ce vine, mă? De la fată? Sigur. Da? Sunt de la Marian. Nu? De la fată. Ei, pentru ce ai făcut, mai stai încă două săptămâni în pauză. Hai, mă, Viorel, dar tu acum de ce faci așa? De ce ai reacțiile astea? Deci eu știu cu ce e asta. Tu până acum nu te decizi. Asta nu-i cu pixul. Dar tu de ce te superi? Eu așa ceva nu îmi place. Dacă mă sun pe mine, îți place? Păi dar ea nu trebuia să facă tatuaje. Ea mi-a spus aseară și eu i-am explicat ce ai se întâmplă. Ai zis că da. Eu n-am zis că da. Da. Știi ce am zis eu că se întâmplă? Ia. Unde îl văd, o să zboare o mână de aici. O, ești periculos. O să vezi că se întâmplă. Deci nu o să mai aibă mâna de aici. Dar tu pe mine m-ai sunat târziu azi noapte, adică m-ai sunat azi noapte. De asta te scol de lângă mine? De asta? Te trezi de lângă mine? Ce? Adică mă crezi proastă, Viorele? Nervoasă, Veronica a mers pe balcon să ia o gură de aer, în timp ce Viorel a rămas cu Emi. Însă nu pentru mult timp. Mai ai de acum încă două săptămâni. Și dacă? Deci încă două săptămâni. Mai stai iar la... Dar de ce îi dai termene? Că nu te înțeleg. La două săptămâni, iar la pauză. Nici una n-a să vrei cu tine, nici o fată n-a să vrei cu tine. Ăla de pe mână până de seară se dispare. N-a să dispară. Nu dispare? Nu. Băi, tu de asta te trezești noaptea, cauți fetii și telefon, te-am prins. Te rog frumos. Că am văzut Viorele, lasă-mă. Te rog frumos. Mă face să mă simt atât de prost din nou. Veronica. Iar am picat prost aici la... Deci fata asta a venit cu... Deci s-a făcut o surpriză. Ce? Și nu era noapte când am sunat-o, stai cu minte, eu știu da. Cât era ceasul. Și cât era ceasul, hai. Ia vezi cât era ceasul, păi era în jurul 12. La o... La 12? La 12, da, mă cred. Vezi, Viorele, e pe la cât, mă? Pare rău, Viorele, îți bag joc de sufletul meu. Am ajuns proast în fața ta. Uite la mâna lui Emi, are un tatuaj? Da, nu. Am, uite. Lasă că ăla e terminat, ăla, nu. Cum adică e terminat? Nu, dar nu e ca ăla, însemnează altceva. Pentru că cei doi soți nu se linișteau, Emi a decis să meargă și să discute cu Veronica în altă încăpere. Vino cu oace că-ți explic să-ți spun. Deci, ia să știi că așa e. Așa e, s-a dat la mine. Mi-a ascultat înregistrările. Dar eu nu, chiar nu am nicio treabă cu el. Din privința mea poți să stai liniștită, că nu o să am niciodată nimic cu el. Ei, să nu mai răspundeți la telefon. Păi, dar nu i-am răspuns nici aseară. Ce ai de gând, Veronica, să faci? Nu știu să mă gândesc. Scandalul dintre cei doi soți a continuat, chiar dacă Emi a încercat să-i liniștească. Eu m-am supărat cam de tot pe Veronica, din punct de vedere într-un lucru. Și asta o să rămân să-l discut chiar astăzi. Dar nu mi-a zis tu aseară că vrei să o lași? Oricum, pentru tatuaj, pentru tatuaj. Deci ai spus așa, Viorele, deci ai spus ușor, așa. Pentru tatuajul din mână, o să fii la distanță. Unul o să duc în drumul lui și unul în drumul lui. Da, mă curt. Duc. De ce ai spus că o părăsesc? Nu o să vină nici o fată, uite așa, și eu spui în fața cameră, să nu veniți la el că n-are nimic și-i prăpădit. Uite așa. Da, pentru asta. Bun. Vrei să pleci cu Emi? Uite, ea vrea să meargă cu tine. Aici rămâne de discutat. Am zis să mergem să bem o cafea, cum da. Ai spus. Deci, mergi? Da, să rezolvăm cu asta, ne auzim la telefon, mergi să beau. Crezi că fata merge cu tine? N-aș pune pariu că nu mergi. Nu mergi deloc. Dacă eu vreau să mă beau o cafea cu ea, ai o problemă tu? Parcă nu beai cafele, deșteptă lumii. Da, poți să plec, ai o problemă? Du-te, hai. Și înapoi să nu te mai întorci, că hainele ți le arunc de pe balcon. Știi că mă să cadă câte una. Te întorci, Viorel, la ea? Vine înapoi aici? Cu ea nu eu strict acum. Dar cu cine? Dar tu nu te gândești... Dar oricum tu trebuie să te decizi odată, că tu ba îmi dai mie speranțe, nu. Ba te enervezi că își face ea tatuaj. Gata, eu am bagajul pregătit și am plecat. Să stai cu cine au vrea. E strict la mine acum. E strict. Și te mai întreb o dată. Dacă eu zic că da, da. Eu am plecat, tu nu te gândești la fată. Gata. Ești tu, Viorele. Vă vedeți după emisiune? După emisiune. După emisiune n-am să te las.
Am să te bat! Și pentru că scandalul dintre Veronica și Viorel nu se mai termina, dansatoarea s-a hotărât să plece și să-i lase pe cei doi să clarifice tot ce aveau de clarificat. Însă, în loc de pace, între Vulpița și Viorel a izbucnit războiul. Acum nu m-am interesat! Ok, pleci! El își pleacă! Să nu mai stai! Dar uite, Viorel a ales să rămână cu tine. Mai are haine. Să pleci, dar nu mă interesează să ieși pe ce. Și ai plecat, dar nu mă interesează. După emisiune te întâlnești. Da. Viorel să fii... Mai și are taic meu dreptate. Dar nu și să stabilească. Așa, eu ți-am spus. Tu suni noaptea. Dar ce am ajuns eu Viorele în fața ta? Ce ai ajuns? Proastă am ajuns. Băi, du-te. Hai, lucrurile ce faceți? Să pleci. Oare plec eu? Eu ne-am pregătit. Dar nu mă interesează, Viorele. E doar o discuție, doar merge la o cafea, nu se întâmplă nimic. Doar ți-a spus și Emi că nu vrea să aibă o relație cu Viorel. Atât, ce e? Da, atâta, da! Ești tu deșteptă, Viorele! Tu, Veronica, ești liberă să mergi cu să te vezi la o cafea cu cineva, că e golaj? Eu nu mă duc cu nimeni, dar nici el, au spus că nu! Să duci cu altele! Eu am decis o singură dată, scurt. De seară în emisiune o să audă exact tot. Toată discuția, tot. O să merg și în altă parte. Te duci la asta, acasă? Nu, așa. Și să termine tot bâlciu. Pentru o singură prostie care ai și făcut. Și tu nu faci prostii noaptea, deși suni. Dar și te interesează pe tine? Ăla mai interesează da. Pe tine. Ăla? Da, cred. Bine. Uh-huh. Ăla mă interesează că ăla nu trebuia să fie aici. Hai, unde ai fi vrut să fie tu? Nici într-o parte. Curat așa trebuie să fie. Strict. Da, cred. Nu mă interesează, îmi dai telefonul și eu sunt pe taică-mi să vin. Asta e telefon? Da, îmi dai telefonul, să-l sun, da? Ia să văd, ai să le iei din buzunar de la mine? Nu mă interesează. Nu o să le iei din buzunar. Și ai să pleci. Ha? Bani n-am să-ți dau. Nica? Dar și crezi că eu am să-ți dau bani? Adică tu ai băgat pe și în bancă să mă afli de proastă, Viorele. Poți să-ți iei tot. Toți poți să-ți iei. Nu mă mai interesează nimic. Și unde ai duși, sărac? Și până eu o să mă duc să blochez contul și n-ați putea scoateți nimic.